Parcul auto al societății Meditur s-a îmbogățit în acest sfârșit de an cu două mijloace de transport în comun noi, un autobuz cu o capacitate de 70 de locuri și un microbuz de 20 de locuri. Acestea vor deservi de anul viitor două trasee noi pe raza municipiului. Am făcut achiziție de două mașini noi, un autobuz de 12 metri cu maxim 70 de locuri și un microbuz, nu ne place foarte mult cum arată, de 20 de locuri, care intenționăm să le introducem pe niște trasee noi în anul care urmează. Despre ce trasee vorbim? Trasee noi, unul dintre trasee este de pe strada Mojnei către Kaufland, care să facă legătura de pe strada Mojnei-Kaufland, iar cu microbuzul încercăm să acoperim zona Panaicernă către capătul orașului. În prezent, operatorul de transport local de călători acoperă în Mediaș un număr de 14 trasee, iar în viitor numărul acestora ar putea crește. Este posibil ca de anul viitor să fie introdus un mijloc de transport și în cartierul după zid. Este nevoie de încă niște trasee care să acopere niște cartiere care sunt depărtate de mijloacele de transport în comun, cum ar fi, de exemplu, după zid. Cartierul după zid, în momentul de față, nu este deservit de un mijloc de transport apropiat. Cea mai apropiată stație este cea de la Emailul Roșu. Dar probabil că vom introduce și în zona respectivă un mijloc de transport care să apropie cetățenii din acel cartier de oraș.